dat și nouă o bucățică, zici, o, da, păi te... Dar m-a cunoscut? Nu, da. Păi îți dai seama, era și rușine de la antena 1, frate. Fii atent. Și da, cum să nu, nu știu ce știi. Poftim, luați 10 o bucățică. Luați 10 o bucățică, nu știu ce. Tai o bucățică pentru mine, dar o bucățică cam cât e asta, știi? Și n-am era rușine, îți dai seama, îi dau rușine și Doamne, m-ar spune gol, trebuie. Mamă, dar aveau ăia niște fleci acolo pe grătare, n-ai, n-aveai treabă. Și de-aia așa de poftă, știi? Și zic lui Viu, ține pe mine, mă frigea, nu puteam să o bag în gură sau așa, nici nu puteam, făceam fost și zic lui Viu, ia, ia și ține, știi? Fii atent, zic, ia, eu m-am dorit spate, nu știu, și zic că, cred că pentru tine. Și zic, stai așa, că mai iau o bucată, dar eu aia era pentru mine, cum ar veni, dar nici nu trebuia să-i spun el ca bărbat, mă aștepta pe mine, nu? Și mai iau o bucată. Stai așa, să termini și după aia te duci. Da. În pijamale. Da, știi? Și mă, iau și a doua. Și iau și a doua bucățică și mă întorc să-i dau cum a venit. Pe aia sorocit o iau eu, pe asta iau tu. Când mă întorc, ziua meu era cu zgârciu în mână. Știi? Și zic, te-ai mâncat-o? Și zic, na, ține eu și pe asta, o ia pe asta, o bagă și pe asta în gură. Îi zic, mamă, că eu simt ce mai... Fii atent! Da, mami, dragă! Deci, fii atent! Și m-am enervat și am plecat, știi? Și eu, stați așa, mai îmi dați... Plec, imediat plec. Cică, eu, cică, îmi dați, vă rog, o bucățică și pentru ea. Deci am murit după ce când am mâncat pe alea două. Deci, da, e ce bărbat protector, știi? Deci cum, mă, frate? Bine, a cerut pentru mine acolo. Da! Și m-am venit, zic, lasă-mă de aici, pleacă. Hai, ia, nu știu, nu mai vreau nimic, dar lasă-mă. Pa! Pa, dar nu te schimbi și vii? Nu, că mă bag la somn. Mi-e somn. 2:30. Da, pentru mine e parcă... Ca să vezi cum... 12 noapte? Și egoiști sunt băieți în ochi. Băi, eu sunt protector, alea, nu știu. După ce că am trimis-o, să-i las, că să ia ea bucata cea mai bună, cea mai mare. Nu l-am mâncat pe amândouă, îl vrea pe el. Mai ce aș mânca acum, nu știu, care pe gât. Mamă, dar știi cum era condimentată? Știi cum sunt chipsurile alea cu barbecue? Mm. Exact gustul ăla l-avea de barbecue. Nu știu unde o găsitea condimentul ăla. Și era șmecheră și un pic așa picant. Și mamă, ce bunea bine, era și foame nouă, știi? Dar când am văzut, m-am întors cu spatele, pac, nu mai era, avea zgârciul ăla. După aia a doua bucată, pac, o bagă și pe ea în gură. Zic, hai că deja m-am enervat. N-aș mânca niște mici. Na. Nu prea îmi plac mici. Doamne, iar mi-am direct la somn când ne-au lăsat de par să dormim mai mult. Și acum stau, stăteam și până la 4. Și dimineața nu mă pot trezi. Mă ia somnul. Nu știu ce să fac cu ea, dar numai cu... Dar numai ulei din ăla păr. Păi nu ți-ai prins părul? Nu ți-ai dat pe înfiță? Ba da, da. Mai ales pe aici, m-a dat așa, mai mi-l... Mai aveam câteva din astea micuțe și mi-l dădea așa. Când am ieșit de acolo, aveam la prânz, de a face Cristina. Dă-ți jos, parcă avea un ciorap. Era... Asta e, asta a fost bafta noastră, ce vrei. Eu normal am vrut să intru la prima cameră acolo, știi? Meream băiatul. Dar o coborâs cările mai repede Constantina, știi? Și s-a dus Constantina. După aceea ce mă certam cu... Da, de eu n-am vrut. Dar la mine intra bărbat. Eu am zis prima, dar scria 3, de eu m-am zis că la 1, știi? Dar de fapt era prima acolo. Acolo, la prima. După ce a intrat Mariana și după ce am intrat eu. Dacă era după mine, intram eu la prima, știi? Înseamnă, dar mie nu mi-a plăcut deloc. Era așa... Stai de ciudat. Avea 26 de ani, vin să crezi, părea mai mare. 26 de ani? Ai întrebat-o?
Păi nu-mi scrii duceam cu mine. Ah, stai că a zis că... Da. La mine mi-a plăcut că mi-a făcut și așa cu astea, știi, așa? Făcea așa. Deci ce bine a fost atunci când mi-a făcut așa. Sau... Nu mai știu cum mi-a făcut, dar mi-a făcut de... Așa mă ardea pielea, așa. Pe mine nu. Aș mai repeta o dată experiența, dar... Nici la un bărbat, știi, ca să mă bruschezi așa. Doamne, la... Brutal, dar nici la așa... Așa blând, știi? Un pic așa, nu știu, mi-ar plăcea cu pietre de alea calde. Oricum costă o grămadă de bani masajul ăsta. Da. Păi, n-ai văzut dacă... 10 ședințe... Nu, eu zic 7 ședințe, 700 de ron, deci... 1.000.000 ședință. Doamne ferește, dar n-aș da, mă duc și mi-au o rochiță. Bine, mă, dar știi când dai și nu știi pe ce da. Să mai dai banii. Normal da, mare lucru. Poți să-ți faci acasă un masaj din ăla. Singur nu poți să-ți faci acasă. Îți face cineva. Și-ți face mai bine decât ne-a făcut nouă. Da, mă, dar chestia aia cât duci tu la salon, uiți pe o oră de problemele de acasă, adică da. Schimbi locul. Te aranjezi să ai pentru ce să pleci din casă, asta e ideea, știi? Da. Când te duci tu pentru tine o oră pe a ta. Asta e altceva. Eu așa când mă duc eu la mani, pedi, la coafur, la epilat, mamă, ce-mi place. Degeaba vine acasă, că e tot același mediu, ambient. Mă duc eu, mă simt eu că am făcut ceva pentru mine. După aia mă mai duc, mai îmi cumpăr și ceva, mai mănânc după aia în oraș, mamă, ce bine mă simt. Seara ies la un suc, deja a fost toată ziua fericită. Bine, Cristina! A, eu cream că vin și tu să stai cu noi. S-au pus fetele să doarmă? Ea are treabă și aia, duci la salonul ei personal. Te duci la salonul tău personal, tu. Veche! Pe mine mă doare spatele să stau așa cu coșata plecată să-mi fac eu. Și abia aștept să merg acasă, să mă duc, să... Nu știu, mă, și alte senzații când te duci tu și te răsfeți și îți faci altcineva. Chit că dai acolo 50 de lei, știi? Te simți tu altfel, nu știu, ca femeie. Cel puțin așa sunt eu. Nu... Da, dar vezi tu, de ce am fugit de anul scăpat? Trec atâtea premii. Acum mi-a trecut pe minte când zicea doamna Mirela, dar ce rămâșoște așa viu? Cum era față cu vântul până la urmă? Zbrâncit? Zbrâncit, da. Păi și ce e așa? Zbrâncit? Nu știu. Da. Când te-a dat o zbrâncă. Pentru mine nimic. Nu. Zbrâncit. Am rămas așa. Mi-am dat seama. Dar și mesaj scria la fel, că după mesaj m-a luat. Căci că și ea e violentă, că l-a zbrâncit de a picat. Păi i-a picat că... Dar oricum mi-a fost... S-a dezechilibrat, pur și zbrâncit. Simplu. Zbrâncit? Tu uite-te o leacă la viore și uite-te la mine cu trei degete și se ducea pe spate, pe sigelurile de duș, mă lași. Nu știu, ai zis-o cu zbrâncit? Zbrâncit, da, stai să vă explic și cu zbrâncitul, că... Da, nu știu, n-am mai auzit și de asta. Deci eu mai pentru avut... mine a fost ceva amuzant. Zbrâncit? Păi o zbrânc asta înseamnă, când te împinge cineva, știți, de o... Și nu te aștepți, gen. Te bruschează așa. Așa ar fi fost bine să-mi fac ca lumea, așa, să... Da, păi așa m-am așteptat și eu. Aveam gândit la... Și
Dar pe mine mă durea aici la spate, aproape de gât, cum mă făceau. Nu mă durea nimic. Dar te-a făcut să te ia așa pe spate și îți băga mâna pe sub gât, așa? Nu. Dar ce n-ai mai să-mi făcut e doar așa? Nu știu ce mi-au făcut, dar... Esteam așa, știi? Mă făcea mai mult așa la picioare, da? Așa, mi-l învârtea, așa la gambă, da? La laba piciorului. Ce? Mie mi-l ridică, să eram pe spate, mi-l ridica așa, mi-l făcea. La un moment dat stăteam așa și băgam mâna așa, mă ridica cu totul de pe aia, așa. Mă bucur că ți-a plăcut. Dar la un moment dat vreau să zic. Venea să plâng și să zic, Doamne, te rog din suflet să termin odată. Eu stăteam acum cu sufletul la gură să mă cizi. Azi le se roagă să mai durezi. Dar de ce? Da, după... După a început să se-mi placă iar. Oh, acum când început să se-mi placă? Păi, dar eu ce-am zis? Când a terminat atât? Zic, păi o oră, nu ți se pare de ajuns? Zic, o oră? O trecut o oră? Dar mă mir cum nu obosesc. Asta mă, că iau o grămadă de bani, 6 ore, 6 oameni atâta au pe zi. Ce-ai fată? Că e că mai sunt și care... Dar era o fată care spunea... Dacă se uită, am întrebat dacă se uită la emisiune. Eu nu am televizor acasă. Păi, bă... Bine, dar de, nu știu, mi se pare prea ciudat. Păi poate, nu e de... Păi ne se pare nou ciudat, dar... Era de pe undeva... Da. Era o fată din Bacău. Lumea intelectuală nu are televizor acasă, au cărți. Nu se uită la prostii. Mai era o doamnă care zicea că se uită doar cu copilul, pe care avea fată, să nu știu. Dacă se uită o jumătate de oră pe zi sau... A scăpat de tine când ți-a dat-o, pe asta n-am televizor acasă, lasă-mă faci și tu când ți-a dat. Nu, erau fetele drăguțe de acolo, de la recepție, știi? Zic că... Nu, că eu nu am televizor acasă. N-am auzit-o. Nu știu, mi s-a părut ciudat, de credeam că poate face mișto de noi, nu știu, la început. Eu stau și mă uitam. Mamă, ce amuzant ești! Eu stau și mă uitam așa. Da! Eu nu am televizor acasă. Aia, așa e prea de tot, nu cred, știi, da? Poate stă... Poate și o moară timpul cu altceva, mă. De exemplu, ceva, cum era mă. Din Moldova și așa, poate stă... Da, mă, vezi, o știi de vezi. Și nu și-a luat televizor pentru că nu... N-are ce să facă cu televizor. Am presia că știu tipa că au zis că... Că eu și când eram la facultate, mă duceam să mă duc acasă și zice că de atunci ai văzut că... metrou, nu știu cum, nu merge, nu mai știu. Habar n-am, mă, dar uite, sunt persoane care și-o moară timpul cu altceva. Citesc, exact. Merg în parc, nu știu, nu te uiți la violuri, omoruri, tâlhării, furăciuni. Altceva nimic. Păi, ce să vezi? Și-o dat în cap pentru o găină, 20 de ani închisoare. Bianca Drăgușanu. Bianca Drăgușanu. Monica, cum nu vrea? Păi, vezi și tu. Cum o cheamă? Monica Gabor, nu? Bine, acum s-a mărtat, Monica Pink. Da, ia, cu cine s-a mărtat acum? Chinezul. Eu nu știu, chiar habar nu. Nici eu nu prea mă uit la din asta. Da, mie îmi plac mult de nitățiri. Și colega mea de cameră s-a uitat tot timpul pe Cancan. Tot timpul, deci... Cancan era, dar acum, așa, Capatus. Măruță, mă-măruță, acces. La acces mai puțin, da. Ce să zic, că mă... Ne-am place aia. Mă cheam... Aia brunet. Prezintă ea ceva, oricum. De... A, Verna Pestrițu? Da. Da, îmi plăcea. Aia... Paparații. Da, paparații. Mec era de înapestit. De vivut ce auzi că s-au logodit cu vântul. Da. Cu, auzi vântul, cu van, deci. Mamă, ești nebun. Băi, parcă trecutorul ești nici de mie îmi place fata care prezintă știrile sportive de pe ProTV.
Raluca Arvad. Da? Frumoasă și asta, dar și asta, mamă, deci Gianina, Ilie și Maxima. Eu nu știu. Cum nu știi, mă? Fost Varga. Eu nu are știu pe Gianina Ilie. Eu nu știu pe Daniel Osmanu. Pe Gianina Ilie. Sau cred că știu, dar nu-mi dau seama că el. Nu știu. Nu stăm. Da, știu. S-a pus cineva să doarmă? Cum nu știu pe Daniel Osmanu și poate trebuie să-l știu. Chiar, des. Mama, da, mă, sigur deci îl știu. Deci când o să ies de aici, vreau să văd pe Gianina Ilie și chiar vreau. Deci, nu ești fostă Varga, ești super frumoasă. Poate dacă... Dar... Nu, nu e ciocolatie, așa e. Și are buze așa faine, mamă, cu botox. Sau ce are, mamă, e super frumoasă, niște dinți așa de drept. Și cu cine e? A fost căsătorită, are un copil. Păi da? A fost cu, de asta e, cea Varga, așa cum au divorțat, o cheamă Ilieș. Frumoasă foc. Da, mă, da, știu și pe Daniel, ce nebună sunt. Pe cine? Pe Daniel Osmanovici. Mamă, da. Poate să zic lumea ce o zice, că s-o obsedată, că ce... Da, îmi place de Andrei, de la negru. Nu știu, are el ceva care... Mamă, are, ce are, ce n-are. Și transmite așa o căldură. Nu știu dacă e cu cineva, dar nu știu. Oricum, nu m-am gândit niciodată că vezi, Doamne... O să fiu eu sau o să uite la Dan, da așa, ca persoană, ca, nu știu, îmi place foarte mult. Ca bărbat, nu ca femeie. Păi, doar nu ca femeie. Când mai auzi pe doamna, bă, deci doamna Mirela e maximă. Îți dă niște ideea de te închide, n-ai ce să mai zici. Ce păi, nu? Da, nu ca femeie, ca... Îți place sau nu-ți place? Și când femeie. Văd că una zic, frate, că ți întreabă acum, știi, tu nu știi material, nu-ți mai amintești. Ți întreabă acum ceva și când vezi că ți contrazici pe material, deci mor la faze din astea. Da, parcă-mi simt pielea mai, nu știu. Zi, mă, ce în gușă și în căpușă. Gianina Ilie. Raluca Arvat. Bianca Drăguș. Am de când am văzut, am văzut și are mijlocul ăla de mic. Păi, dar și-a scos două coaste. Nu mi-a scoate două coaste, nici... Nu, dar dinții mi-ar plăcea să i-am drept, adică, mă, da. Unde sunt mici retușuri și chiar nevoi, da, știi? Dar așa, să mă tunez toată, păi n-aș mai fi eu. Știi, aș avea impresia că mă uit, mă gândă să dau de mine și mă văzut. Mi-ar plăcea să fiu mai înaltă, nu zic nu. Deci dacă eram mai înaltă, Doamne. Sor, mi-am uitat să te întreb dacă mi-ai luat training din ăla. Dacă n-aș face pe fiecare săptămână... Ce? Să ne ducă la masă. Acum vrei până acum ce? Doamne, te rog, Doamne... Da, la un moment dat vreau... Dar puteai să-i spui că s-a oprea și așa. Dar după mi-a plăcut. Dar la un moment dat mă plictisise. Și când vrea să mai întreb câte ceva și ne-ntrântea așa... Dar eu nu știu cum vedeai tu cu ține ochii închiși dacă tu stăteai cu capul în gaură aia. Păi nu, că prima dată n-am stat cu capul în gaură. La unii? Așa, pe pernă aia. Și după mi-a zis că... Păi mie mi-a zis că pentru, bine, pentru binele meu și al tău trebuie să stai cu capul acolo. Dar când au venit și ți-a luat interviu în cameră și erai cu prosopul pe tine... Nu cred așa ceva. Vă rog să nu dați. Fix pe ăla o să-l dea. Vă rog din suflet. Cât zici mai mult să nu dea. Nu cred așa ceva. Sper că nu dați, vă rog din suflet. Ba da, mă, dă ce ai, mai ales că era ziua ta, pe tine ți dă prima. Nu cred, cum să mă dea dezbrăcată?
Deci, vă rog, nu! Dar ce ai făcut față, crimă? Dar nu-mi place, cum să mă... Dar și mai ales... toate stăteam așa. Dar ce zici că mai făcea și masaj? Eu să mor! Și mai ridica și piciorul, nu mai puteam! Ce-ai întrebat? Nu cred. Cum te simți? Și ce ai zis? Ce zis? Foarte bine, cum răspund eu. De obicei. Până la final. Cred, dar el îi pune niște întrebări de te închide. Mm-hmm. Nu știu cum îi vin, frate. Că a fost și a făcut interviu de Paște aici în casă la toată lumea. Băi, îmi punea întrebări una după alta. Care mai de care mai nu știi ce să răspunzi. Înțelegi? Ți le da așa. Și gândește-te că ele nu stau în staff și așa, nu știu tot ce se vorbește în emisiune. Bă, și m-a întrebat fix pe subiect, din mă închidea, știi? Pe mine, pe tata, pe sora mea, pe maică mea, pe toți. Stai să mă că știu. Da, la... De câte sezoane sunt aici, îți dai seama că deja... Dar depinde că staff-ul s-a mai schimbat, nu? Și ești de 7 ani și ei. Dar sunt care sunt de câțiva ani. Tinerii, mă, dacă ar fi de 7 ani, înseamnă eu angajat la 20 de ani. 23, n-au până în 30 toți. Mamă, cum ar fi să lucrez în staff? Na. Mie mi-ar plăcea, mă. Îți dai seama, îmi place așa agitația. Ar fi frumos, dar la un moment dat cred că nu ai mai putea. Până să fii moment dat ăla... E, pf, cât? O jumătate de an îți place și da. După... Am rezistat eu, acum am 9 luni închis aici, n-am... Deci, serios, eu am stat foarte bine. Până la faza cu care mi se întâmplă acum cu cuplu. Și la asta stau bine cu capul și cu așa, dar mă doare, știi? Dar în rest, eu n-am ce treabă am eu cu restul. Ei, nu plec acasă cu nimeni de aici. Cum am închis poarta după mine, aleluia, nu mai știu de nimeni. Eu nu dar n-am de ce să mă stresez psihic, da, ok, zici ce ai de zis, la revedere, drum bun cu domnule, că după emisiune de ce nu mai uita, dar după emisiune mai sunt materiale, mai trebuie să comentezi ceva, mai aud ceva, fiecare își vede treaba lui, a, că tu stai în colțul ăla acolo și zici de mine, eu nu te aud, nu mă interesează, după aia când dă material, normal că mă oftic și trebuie să-mi comentez în emisiune, da, așa, deci, sincer, pe eu până acum... Doamne, mă afectează. Pe mine m-a afectat luna asta, că toate la un loc nu m-au afectat. Dacă știam eu, Doamne, dar nu mă băgam în asta, în faza cu cuplu, știi? Dar știi cum era dacă nu făceam cuplu? Cum părea rău că nu am încercat, știi? Dacă încerci, de ce am încercat, dacă n-am încercat? Da. Hai de unde să știi dinainte. Aici. Dacă încercam cu X, mă gândeam, mamă, vezi, dacă încercam cu Y, poate eram fericit acum, nu știa că am încercat. Poți să știi. Nici cum. Tu nu vezi că aparenții se înșeală. De cel mai mult. Mamă, nici nu m-am gândit în vezi și pe... Eu mă gândeam, mamă, bă, dacă îți faci cuplu aici, n-ai de la ce să te cert. M-am gândit așa. De pleca nu pleci nicăieri. Ca să zici că, băi, unde te-ai dus, ce-ai făcut, nu mi-ai răspuns la telefon. Cine era aia, cine era ăla XY. N-ai ce să cer. Neajunsuri nu sunt, că aici totul e de-a gata, da? Ieșiri sunt, bot în bot stai. M-am gândit, păi n-ai de la ce să te cer, doar dacă ești paranoia, că ți s-a părut, că s-a uitat ăla, exact. Că nu știu, doamne, de la ce să te cer? Mâncare este, acoperire deasupra sa cu mine. Eu cred, da. Și acum asta m-a dus să văd. Eu cred și acum asta, că e bine să ai cu. Dar ce duci tu gine dacă nu ești tu?
ce s-a mai întâmplat, Doamne? Cine era? Mai aveam puțin, mi-a schimbat așa. Copii de crescut, n-ai? Zic, la ce să te ceri, Doamne, iartă-mă. Dacă îți vezi de cuplul tău, în legea ta, faci mâncare, stai în pat, te pup, ieși afară. Gândește-te și tu, acum chiar mă gândeam, zice eu că și el a plâns-o din cauza asta. Am fost acum la Tera Park, ar fi fost frumos. Fost la... unde am mai fost? La restaurant ar fi fost frumos. Ce înseamnă, domnule, certurile astea? Prostiile astea din și zici odată și zici de două ori și zici de 100 de ori. Lasă-mă, Doamne, iartă-mă, de la ce să te cerți? Și uite... Aici te cerți, de la orice. Dar lasă-mă că aici, dacă te cerți aici, apoi afară nici nu sunt. Poate afară, nu știu, poate afară e altcineva, că nu e... Nu, nu știu. De aici. Nu e stresul ăsta, nu știu ce să... Doamne, dar eu nu... Da, ok, este stres, dar mai ales el care a intrat acum. E cu mama lui aici. Ai lui sunt în București, când ieși în parc, vin și ei. Păi vin ai mei de la Bacău, sori, mi-au vrut să vin în parc de la Bacău. Și, Doamne, nu știu ce să zic, dar... Nu că eu nu mă stresez, dar parcă prea se exagerează. Înseamnă ori să eu nebun, ori sunt... imun, ori... Ce mă înțeapă? Nu, plâng, mă descarc, după aia mă încarc o săptămână, două, iar mai plâng o dată. Și azi am plâns toată petrecerea. Nu am mai plâns. Dar nu mai puteam, mă simțeam așa încărcată. Mai ales că... Am fost și la masajul ăsta. Nici nu prea... Bine, a fost o ieșire, știi? Da, iurea, că nu prea noi n-am nimerit unde am venit. Și când vedeam toate fetele, mamă, ce fac băieții, ce ori zice băieți, ne așteaptă băieții, abia aștept să ajung acasă. Cum să fac, să-i duc șaorma, nu știu, mi-a căzut așa greu. Și am mai auzit o fază care mi-a căzut iarăși așa, iurea. Și venea așa să bocesc, era cald afară. Mi imaginam, adică eu pentru mine mi-am imaginat tot timpul altceva. Și eu când nu mi se întâmplă ce îmi doresc, am dezamăgit. Mereu am așteptări prea mari pentru... Nu știu. Asta e. Sincer, eu m-am săturat. Să văd. Când o să ies de aici, pare rău să spun asta, dar vreau să fiu... ceva timp singură. Te dezamăgi băieții, Gina, și nici măcar n-ai avut un cuplu. Nu de asta. Parcă aici, nu știu, parcă e... O nebunie în lumea? Da. Doamne, dar parcă mi se par toți la fel aici. Mai ziceam de... Parcă nu suntem într-un, nu știu. Vezi două luni vreau să fiu singură în viața asta. E, că parcă e cum zici tu. Vezi? Niciodată să nu zici niciodată. Și acum, pe propria mea piele am tras. Știi, nu? Asta e. Ce neamunt. Băi, și când te uiți la alții, zici, bă, mie nu mi se poate întâmpla așa ceva, n-are cum să mi se întâmple mie, na! Și... se poate întâmpla orice. Dar lasă-mă, Gina, că așa proastă, nu credeam că sunt. A, nu mai deci, dacă era vreo prietenă de-a mea, eu o scuipam în ochi, ziceam, fată, trezește-te, fată, la realitate, cum, a, și acum... mi-e rușine mie să mă uit, nu vin. Fai, de cap, mi-au urât toate scândurile din toate curcile. Din... parcă eu am vrut să întâmple așa.
Am mai târât-o și pe maică-mea în asta. Mai bine singura și fericită. Doamne, ferește. Aici, oricum, aici e altceva, nu? Nu știu, afară e altceva. Nu știu. Băi, Gina, ești și tu cu una, zici, dacă aici cu camere se întâmplă toate chestiile astea. Afară, când nu te știi nici naiba, ești mă, tu cu el între patru pereți. Dacă aici strigă că ești nebună, că ce ai inventezi, îți faci singură, vrei să mă denigrezi afară, nu te crede nici naiba. Păi dacă eram eu afară, mă credea cineva. Zice, Doamne, am vrut să o sărut, am fost eu acolo, Marta. Hai, gata. Oh, aici e și stres, nu știu, că e, adică ceva e. Nu știu, da. Eu nu știu cum o să-l găsesc pe acel la care... Te găsești el prin stare niște. Am prea multe așteptări. Prea multe așteptări, nu știu dacă... Doamne, dar nu credeam că iubirea te prostește în halul. Nu știu dacă poate. Parcă ți-a mințile. Nu mai judeci normal, nu mai vezi lucrurile clar. Nu mai delimitezi lucrurile, nu știu. Parcă sunt... Ai citit la țigănci? Mm-mm. Parcă sunt acolo, la ele, la bordel. Serios, și mi se pare totul. Doamne, ferește. Pe eu când am citit cartea, mă durea capul. Eu mă transpun. Ce să zic? Ar fi tot așa roz, cum visăm noi. Mm. Băi, Gina, aș fac acușa 30 de ani, dar eu tot nu mă mai... De 30! Tot nu mă mai învăț, eu tot cred în prinspi ca ai albi. 26, mai e până la 30, he! Las, când îl aud pe taică mi-o albi. Dar nici nu ai 26, stai. Păi mâine pe mine asta vreau să zic și eu încă visez la cai verzi pe pereți. Dar nici nu ai 26 de ani. Dar ta zici, ai 30 de ani, n-ai nici în clin, nici în mânică. Nici bărbat, nici servici, nici nimic. Dacă nu o să ieșim de aici, nici unul n-avem. Servici, că... Da, asta e problemă, Doamne, pe ăștia am două mâini, două picioare. Proastă nu sunt. O facultate am terminat. Vânzătoare mă ia și pe mine cineva. Glumesc. Asta e greu. Îți ieși un bărbat care îți dă doi pumni în cap și te-ai terminat. Gata. Nici nu știi să mai ai sau nu crede. Nici nu știi cum e mai bine, știi? Ăștia care de la care nu te aștepți, ăștia ți-o fac cel mai tare. Ăștia mai golani zici că ți-o iei în freză și eu știu ce să mai fac din și alții, nu știu ce. Dar vezi tu măcar ăștia când sunt drăgostesc pe bune, sunt pe bune, știi? Mm? Pus capac golănașii ăștia. Dar ți-i teamă, îți dai seama. Mai dai de unul care îți promite mare acusarea până la nuntă și după nuntă îți arată el. Marea. Eu nu cred că poate. Încerci marea cu degetul. Da, am auzit că sunt, dar nu știu cum pot să fie. Doamne! Câțiva am cu caz... ce frumos se comportă și după caz el de soție... Eu știu caz, deci caz real, real, deci o lua... Doamne ferește, o, în fiecare zi, flori, la fiecare întâlnire. Ba, plimbări, nu știu ce, pupa de aici până sus, așa. Nu știa ce să mai facă, draga mea, lugul, lugul, nu știu... Niciodată dă-te mai în cor, nu știu, mamă, ce că-i pâinea Dumnezeu. După nuntă, își bang. Aoleu, nu știu ce că, Doamne,
Unde-i omul? Unde-i omul pe care l-am cunoscut? Nu mai e. Nu mai încredul. Și-a pierdut mințile. Dar nu știu cum poți să joace cineva atât timp teatru. Te-am luat de soție, acum ești a mea. Am drept de viață și de moarte asupra ta. Cum ți-i soarta, Gina? Mm-hmm. Bine, zice soarta, tu mai faci tu cu mâna ta. Ce? Să mai zice cu soarta și mai faci și omul cu mâna lui. Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în trest. Așa e. Cum o fi? Doamne, am o prietenă. Are un iubit. Bravo. Aia bunci că s-o luați deja. Da. Și eu, Gina, la fel. O să aleg fix până o să culeg. O să mă trezesc că... Hai, că trebuie să mă mări și trebuie să fac un copil, mai fac fiții. Îmi plâng de milă acum, da? Da. E mai bine, fata, să fii ca fetele. Ca fetele! Eu nu beau, nu fumez. Să bei, să fumezi, să nu te interesezi și să doar vezi. Ce mă cu tine? Dă-i drumul. Pa, la revedere! Next! Next! Asta e un noroc, serios. A, un noroc. Mamă, eu când am lucrat în mall, foi de capul meu ce vedeam acolo. Dar ce să-ți mai iau, iubita, dar ce să-ți mai... Hai mă, lasă-mă, dă-i drumul de aici. Mamă, iubita, dar ce... Dă-mă drumul de aici, tu nu auzi că mă enervezi. Lasă-mă să mă uit. Oh, nu știu când vedeai ce frumos era. Oh, nu știu. Așa. Sau cu te-o tipă din aia, super șmecher. Și le dai pe el, mamă, ce vede la el, hello? Tata e. Știi? Pă, numai așa vedeam. Și zic, ia uite. Oricum, dacă lucrezi în mall, vezi. Vreau și pasta, și pasta, și pasta. Da, iubita, și ce să mai... Să mai aduc să mai probez, iubita, și zic, mamă, și eu. Mai ales că ai lucrat la magazin de haine. De acum am lucrat la jeans, nu... Ce nu? Nu vin bărbați cu gagicile? Ce geantă vrei? 5.000 de euro sus, altfel nu discutăm, da? Lui Vuitton. Da. Dar în general, nu știu, veneau și cumpărau oameni care te uitai la ei, nu păreau că au bani, știi? Că ăștia au bani, care nu par. Pentru că ceilalți sunt parveni, știi? Și vor să arate că au. Își pun pe ei cât mai da, mult. Exact. Și când veneau și vedeau o geantă, făceau, wow, să zic, dar ce face asta? Îmi bagă hainele singură? Da, face cartofi prăjiți. Eu lumea care are bani nu trebuie să fărească, ei știu că au. Știu ei, pentru ei, nu? Da. Sunt dracu modest. A venit odată un domn. Era o pereche de blugi, o bluză pe el, dar ăia de pe el blugi, zici că erau murdari, dar nu știu, așa avea ceva în picioare care erau ca murdari și a venit un mort să-și cumpere genți și le-a luat pe alea cele mai scumpe. Doar că erau cele mai scumpe sau ce? Și mă uitam eu și colega mea la el. Și vreau și factură. Eu cu ea m-am gândit, bă, cred că nu știe cât înseamnă, știi? Poate fi de contat, știi? Și dacă da. Vrea factură, de contat pe firmă. După am văzut noi ce factură i-am făcut și ne spune că are nu știu ce, are instalații din alea de mulți vaci, nu știu ce. Ce, știi? Și avea la bani păi, și făcea... Da, stai că nu mai știu sigur. Asta e de la cealaltă firmă, făcea, asta e de la cealaltă.
Nu mai mi-aduc aminte ca patru firme, dar nu mai mi-aduc aminte de la că m-am văzut. Era așa. Și știi cum era îmbrăcat și zici că era murdar și... Dar nu trebuia să știi el pentru el, nu trebuia să știi lumea. Exact. Că are el bani. Păi asta e tot ce contează, tu trebuie să fii împăcat cu tine, să știi tu. Când ai scos din buzunar calupul, ai scos că ai vrut tu, nu că vezi, Doamne, uite ce am eu. Ce mai... arăt eu la toată lumea să merg cu firma așa în frunte. Și când am văzut, mai veneau din ăștia care au, erau îmbrăcați la costum. Și când i-am auzit... de duminică. Și când i-am auzit, Doamne, cum făceau. Deci că... Băi, mie, ăștia nu-mi plac. Băi, vrei să cumperi, cumperi, nu te uiți și lasă-mă în pace, nu mai comenta. Că nu te oblig eu să iei. Eu sunt acolo pusă, pur și simplu, îmi fac treaba. Doamne, nu, că ce faci asta de bani și parcă am pus eu prețul, că le-am făcut eu. Uite-te și lasă-mă în pace. Da, la mine mai veneau și zicea, mai trecea prin fața magazinului și zicea, uite, fetele astea pun prețurile. Că mai veneau într-o săptămână și săptămâna viitoare era alt preț pentru că veneau prețuri de la București și le schimbam. Mai sunt vânzătoare care își mai bagă și ele 102 de mii acolo în buzunar. Și dar nu, păi nu, că domnișoarele că mai pun și... Da, păi în mall nu ai cum. Mai ales la au etichete. La bazar, da, dar la mall ce poți să faci? La de-astea buticuri din astea nici nu pui prețurile pe haine. Și după fața omului, ție zic 50 de lei, da. Ăla-i zic 60, ăla-i da. 45 știu. Și bluza costă 30. Doamne, să mai sunt hainele de la C&A, ce și ea. Fai, ce urâte. Ce, asta vreau să zic, ce urâte, sunt penibile, pe bune. Păi la 15 lei. Și mai sunt și largi, așa. Ce auzi? Și mai sunt și largi. Mai vin ca pe sac, așa. De la 15 lei, 10 lei, ce haine stare. Doamne ferește, la promenadă avem și noi. Dar sunt și sunt unele și foarte scumpe. Adică, na. Mie îmi place de la Zara, de la Bershka. La Zara nu prea. Bershka din astea. Zara e mai... acolo, la Trafaluc, acolo, la Târfu, știi? Da, acolo, dar la Zara sunt puțin mai, nu știu, mai așa, mai... E și mai scumpe. Da. Dar îmi plac mult Bershka, Pull&Bear, Stradiv, astea sunt de text, știi? Bine, nu orice, că sunt și acolo de găsești și ciudățenii. Uite, am și multe de la Motivi, unde am lucrat. În Timișoara la Motivi? Bă, da, scumpi. Tot timpul le schimb pe alea, deci, într-una. Dar și pe politica magazinului. A, păi cred că de asta le schimb așa. Dar și la noi. Păi dar nu stă nimeni, mă, că sunt 9 ore. Deci sunt 8 ore plus o oră pauză. Ora aia nu este inclusă, deci nu e plătită. Ai ora ta, 9 ore stai în picioare, n-ai voie cu telefonul. La noi trebuia să fie închis în spate, dar eu îl puneam tot timpul pe silent. Da, și așa. Trebuia să fie în spate. Și trebuie să fii îmbrăcat tot timpul de la ei. Nu da, îți dă 50% reducere. 50% reducere, dar îți cumperi din banii tăi, îți rămân ții, dar nu cu haine cele mai ieftine din magazin. Iar când se schimbă colecția, nu mai ai voie să le porți pe celelalte. Pe ce lucrezi să-mi cumpăr haine? Păi cam asta e, că tot lor le intră în buzunar. Și plus de asta, ok, îmi cumpăr. Dar haine pe care mi le cumpăr nu poți să-ți iei eleganțe să stai în magazin. Și plus de asta că le strici. Te duci ca să dai cu mopul, cu aspiratorul, să treci praful, să faci... Și nu mai... Mamă, deci eu când... Nu sunt mai... Ești în oraș, te vreași tot cu alea. Eu când le vedeam, venea să nebunesc. Când mă plictiseam de ele. Deci de acum erau... Aiurea, frate, dădeai... Blugii erau 3 milioane, tu dădeai 1,5 milioane. Oricum erau bani, da? Bluzile două, tu dădeai unul, nu știu ce, deci și oricum trebuia să ai două, trei schimburi. Și nu știu cum venea să dai atâția bani pe haine, dar stai 9 ore, plus inventarul, iarăși, la inventar să te-ai peste program. Cred că noaptea. Noaptea, nu era plătit. Clar. După program, deci de la 10, stăteam până la 2, 3, ajungeam acasă, până făceam duș până nu știu ce, la 9 trebuia să fiu înapoi. Și programul nașpa, doar de... Un liber pe săptămână, parcă. Un liber sau două, nu mai știu. Dar nu consecutiv. Oricum nu înțelegeai nimic. Și normal că nu stă nimeni acolo, nu stă. Și managerii din magazin sunt... Doamne, eu n-am înțeles niciodată fițele și... Cu managera era cu 2 ani mai mare ca mine. Sau un an. Dar... Nu-i ajungeai cu prăjitoarea la nas.
Așa. Nu suporta niciuna din magazin. Înțelegi? Nici clienții nu suportau. A, și acolo mai e și după vânzări, că trebuie să-i bagi în față. Bună ziua, bine ați venit la Motivi. Cu ce vă putem ajuta? Ce căutați? Ce, nu știu, ce mori? No. Să le ești omul, frate, și fii atent. Dar la un moment dat te enervezi. Vine atâta pe exemplu, tine. De exemplu, dacă tu vii și am sărit eu pe tine, colega mea nu mai are ce căuta lângă tine. Ea trebuie să-și găsească altă clientă și la... Iar o fază care e super nașpa, la casă, acolo, tu pe calculator, sunt fetele, toate fetele trecute. Pentru că ele pe zi, eu am făcut de 20 de milioane, tu de 30, tu de 10, știi? Să vede cât vânzare ai făcut. Și acolo întreb, cine îi ridici bruza în sus, vânzătoarea nici, clientul nici măcar nu știe de ce ridici hainele pe sus. Știi, și tu ridici mâna să uite nedumerit care-i faza, știi? Că, gen că tu le-ai vândut, că de exemplu erau când era coadă la noi acolo la Motivi. Nu știai, o client era ta, o client era a mea, o client... Și tu trebuia să știi ce ai vândut. Și tot timpul, știi, și treceai asta, țâc, și când dădeai cu aia, se ducea în contul meu, se ducea și... La sfârșitul lunii făcea ședință și genul cât te felicita pentru vânzări. Eu eram bestseller, cea mai bună pe magazin, dar eu tot timpul aveam cu 50 de... Salariul era confidențial, dar noi cu fetele, când luam banii, mergeam cu cardul, vedeam toate. Eu tot timpul luam cu 50 de lei mai puțin. Păi și atunci care era... Care ne certam între noi ca proastele, pentru că, zi, dacă eu săream pe client, pe aia tu nu știai în magazin că nu aveai de unde să știi că m-am băgat eu în seamă și am arătat-o. Și te stricai că, de exemplu, veneai și tu și arătai în pantalon, că vânzătoarea nu știa și te întreba și pe tine. Nu vă spuneați, dar pantalon din ăsta, tu dacă te-o întreba pe tine, normal că tu îi spuneai, da, eu veneam pe tine și zic, dar ce te bași pe tine? Și asista la circul ăsta, gratuit. Și dacă nu știa nici cu ce-o greșit. Dar tu normal trebuia să zici, da, imediat o chem pe colega mea, tu vorbeai cu mine, fata, tu te-ai băgat în seamă cu asta, vezi că mi-a cerut niște pantaloni, mi-ai explicat tu mie, pac, pac, trebuia să mă duc eu. Dar dacă ea o văzut, de exemplu, pe umera și tu o ceru ție o mărimi și tu i-ai dat, înțelegi? Numai că mie nu-mi convenea, nici tine nu-ți convenea, că tu dacă i-ai dat, tu vrei să fii pantalonia trecuți în contul tău. Eu vreau să fii în contul meu pentru că era clienta mea. Și de ce tai, mă? Și uite așa. Da, dar noi... Și de-aia pleacă 9 luni am stat parcă și la Motivi. Și mai stăteam, da, au făcut o ședință într-o seară și nu mi-a plăcut o fază, fusese o colegă de-a noastră în spital, nu știu ce. Și nu știu, era și prietena mea și nu știu, la un moment dat m-a zis ceva managera și m-a enervat. Eu i-am zis tipei, știi, nu trebuia să-i spunem manager, gen, i-am trebuia să dea de gol că știi, ea s-a dat de gol că știi, managera și-a dat seama că i-am spus eu că eram prietena ei, nu știu ce. Și ne-am băgat pe cea și am zis că să plecăm la doua zi, mai bine mă mai și de unde, că, na, fetele care stătea cu chirii, care avea nevoie de bani, care avea nuntă și n-aveau cum să renunțe. Și dacă stăteam la mama și tata, da, m-am trezit a doua zi, că din toate nu m-am mai dus decât eu. Fai, de capul meu și nici măcar nu era gen conflictul meu, adică eu pentru el, hai să facem, nu ne mai zicem, hai ne băgăm picioarele și cu magazinul ăsta. Și de unde? Dar a doua zi chiar nu mai vreau să apărăm niciuna. Și-a convocat chiar ședință, alea, nu știu ce. Fără eu, n-am știut. Prietena mea lucra, nu știu, unde mai lucrează. La pantoful galben. La mine nu există așa ceva. Nu? E o firmă șmecher? Fac în Lugoj. Na, și au magazin și în Timișoara, nu știu dacă mai e, nu, nu e, la noi nu e în mall, în... Pantoful galben, la noi a fost papucie, era frumos. Da? La noi pantoful galben din piele, știi? Da. Scump. Da, mă, dar decât da, trei oricum... de mușama, e mai da. Bine mi-au o pereche de pantofi din piele. Și nu știu. Și poți să mergi, de exemplu, să ți facă și cum vrei tu, toc, nu știu de cât centimetri. Tu serios? Da. Ce tare, nu e așa. Da, de nu știu câți centimetri. Culoarea. Pe bune? Da, cum vrei tu ți face. Și dacă îți cer 34, cum poți? Da, îți face 34. Ce tare. Da, super tare. Păi eu am primit duci și ăștia 35. Am vrut 3 perechi 35. Ce am mai primit și înainte, nu, dar zic de ăștia ultimii, care îmi sunt un deget mare în spate. Mi-e ciudă că sunt super frumoși. Mai ales să iei albaștri.
Și eu i-am luat astăzi, mi-s mari, dar eu nu mă interesează, i-am luat așa. Și eu i-am cu pietricele, mi-s mari. Dacă 35 de mari. Și toți sunt 35 și ăia de la Laur sunt mari. Și eu i-am cu pietrisus roșii, eu i-am mai zis, ăia au argintii, deci tot. Ce să facă lumea, că 34 nu există și sunt... Nu există. La copii, doar pe comandă specială, nu știu. Dacă fac ăștia un car la pod, înainte îmi venea 35 mănușă. Acum aud, eu se mă cu bunic mea de pita. Dar cine aibă, pot să zic că dau înapoi? Poate... Eu aveam și 36 înainte și acum 35 mi-s mari. O modifica ca la podul, cred că, chiar nu știu. Dar cum acolo sunt. La pantoful galben, dar e frumos că ți-i face cum vrei tu. Ce tare, da, și scorul. Că e manopera, în primul rând. Da, da, nu știu, sunt... Zim 400. Cei mai ieftini? Nu, printre cei mai... Na. 8 milioane. 4, depinde, 5. Mă, că dacă eu iau 8 milioane, și 5 3. Milioane pe o perechi de pantofi. Dar dai o dată și ia, știi? Nu erau balerii. Dar colega mea cum lucra, știi, are reducere. Eu mi-am dorit mult acum, în iarnă. Mi-au da, oricum. Cel de la târg, de la frații Iacob, mamă, ești ce cojoace au aia, e de capul tău. De la târg, 7 milioane jumate. Din ala, așa sunt. Da, dădeai un salar odată, știi? Da, aveai cojoc natural, mă, nu? Asta-i, că eu mor când văd că și tata s-o supăra, știi? Când el știe că eu îmi dau toți banii. Pe haine și mai vine alții și zic că stau așa pentru haine, dar am nebunii la cap. Eu nu știu, înainte nu eram să dau bani pe haine, știi, adică nu... Dar pe ce să dau? Dacă eu clienii nu plătesc, copii n-am... Dar pe haine nu mâncare cumpăram. Nu plătesc, stau la mine, pe ce să dau? Normal că dau acum cât îmi permit. Când nu mai am și trebuie să stau cu bărbatul meu și să pun cheltuieli și alea, normal nu mai dai, nu? Când, cât ai, dai, cât n-ai. Asta trebuie să... Știi cum e? Că e greu și chestia asta. Că eu asta eu înțeleg, adică e greu să iei o femeie, să fie învățată să mai meargă mani, pedi, epilat, cu afor, să-și cumpere nu știu ce. Și când o iei să-i tai toate astea, da, eu înțeleg. Da, dau acum când am. Când nu mai am, asta trebuie să zic. Eu înainte, așa da? Fără, am luat haine, dar nu... În ultimii 2 ani, de când am început să lucrez, mi-am luat din astea mai scumpe, știi? Dar înainte luam din astea mai ieftine. Da, uite, de exemplu, eu cu sorina suntem diferite. Ea preferă să-și ia, de exemplu, 3 perechi de colanți, să aibă să se schimbe, eu prefer să-mi iau una scumpă. Da, exact. Adică nu-i vorba de zgârcenie, e vorba că e același bani și e același buget. Ea din bugetul ei preferă să-și ia o geantă de haine, eu prefer din bugetul meu să-mi iau 3 toale, dar alea 3 să fie super. Da, oricum se cunosc. Adică, nu știu. Da, dar și dacă le păstrești, că dacă poți să dai 5 milioane pe un sacou, dacă l-ai pe românești, înțelegi ce zic? Nu, nu ai făcut nimic, nicio afacere. Tata, timp, tata are altă vorbă, cât ești curat, spălat, parfumat. Măi, tot că degeaba îți cumperi și puti în urma ta, știi? Dar mi-aș cum să ies afară. Nici nu vreau să mă gândesc. Deci o să fii obișnuit să nu mai faci nimic. La asta m-am gândit. Aici te-ai obișnuit să stai. Și oricum când ieși afară, ți se pare ciudat. O să ți se pară ciudat rău. Mie mi se pare ciudat că mă recunosc în mea pe stradă și eu am impresia că ce se vorbește aici, aici, știi? E aiurea că nu știe fiecare cuvânt. Ce crezi, te mai știe cineva? E la început, da, după aceea când începe nou sezon și începe lumea iar cu susținător și așa. Nu. Cine are? Dar nu ți mai duci tu cu... Nu trebuie să te simți. Dar poate dorm fetele. Nu, dai seama, pe mine nu mă recunoaște nimeni așa că... Da, băi, Gina, ești culmea. Nu, pe bune, nu e, la mine nu e ceva să fie wow. Mai ales că tu stai... Unde stai? E mic. La comună, nu? Eu stau la sat. Păi și mai crezi că satul e mic? Cum te cunoști tot? A, pe ce-i de acolo și după... Ei, Doamne, nu mai spune așa, nici nu știi câte lume se uită la tine. Oricum, câte lume nu doarme, câte lume își face programul după emisiune. Oricum. Eu știu eu cum eram sezonul trecut,
Era în ruptă și stăteam la 3 cu laptopul deschis să văd. Și ațipeam și după aia, dar dădeam înapoi că pierdeam, știi? Da, poate și până la 5 o stăteam. Să păi vezi? Eram disperată. Doamne, și când mă văd că mă bălăcăresc în halul ăsta la televizor, nu vine să cred. Oricum, dacă stai să te gândești, noi suntem aici. Pentru mine nu e, că eu n-am avut nu știu ce scandal, nu știu, nu neapărat, dar așa să vorbesc, nu știu ce. Eu, ca și cum aici, nu le-am făcut nimic lor. Deci nu le-am făcut niciun bine. Eu te invidiez. Nu le-am făcut nimic. Adică ce am mai fost votată prin mesaj, atât. Și câteva mesaje câte am fost da, votată. Da, eu te invidiez, deci să rezici 9 luni ca spectator e un lucru mare. Da, mă, crezi că e greu și așa? Doamne, stau să mă uit în emisiune. Pentru pe mine mă afectează pe mine ce se întâmplă de multe ori. Du-te, băi, aici să stau să mă concentrez. Nu. De exemplu, eu astăzi nici n-am fost atentă, dar m-am trezit și eu, deci eram și nervoasă, era și greu. Deci de multe ori când nu ești în subiect, mai ales la 12, chiar mă gândeam că am o emisiune, pa, nu rosti nimeni, nimeni, nimeni. Când nu ești în subiect, eu iau pe coclaud. Eu o să, hăi, departe. Asta... Nu, eu... Mi-a sau un popcorn cu o bere. Lângă... Eu nu aș putea. Doamne. Pentru mine e greu și așa. E greu și așa, da, să le ai tu. Nu, eu nu le-aș duce, eu n-aș duce așa ceva. Nu aș putea, nu, chiar păi nu aș... ce putea să faci? Nu aș putea. Nu aș putea. Nu aș putea să duc atâtea. Nu aș putea. Aș lua o raza și nebunii cu cap. Chiar că aș ieși nebună. M-ar duce ăștia la... nebuni. Nu știu cum... Dacă ar mai fi o dată, nu știu dacă aș mai avea curajul să mai mă înscriu. Asta nu știu nici eu. Nu, îmi pare rău nici că am venit, dar nici nu știu dacă... Știi cum e, cine are să-i trăiască, cine nu știu, nu-și dorească. Nu știu care va fi cursul după emisiune, știi? Că ți se întâmplă lucruri bune și după emisiune. Da, sau sper nu. Eu. Dar așa ca să vii, doar să ți expui viața pe tapet și... Doamne, ferește, după... Eu așa nu știu ce să zic. După ce îți dai nu pare rău, e o experiență unică, mi-am dorit să fiu aici, adică când te uiți la televizor, zici, bă, dar ce se ceartă ca nebunii pe roșii, doamne, fești, le-o dau eu, mai ales că nu-s banilor munciți, știi? Și mai ales că te gândești, iau, te-au activități, ieșiri, stau acolo, stau pe canapea, nu duc la muncă, nu fac nimic, am mâncare, băutură, căldurică, băieți, se mai distrează, mai râd, mai glumesc, mai trece timp, ce vrei mai mult de atât? E o provocare, e o experiență. Nu te mai ținești cu asta. Eu odată în viață n-aș veni la 30 de ani aici, adică nu. Chiar aș fi penibilă, știi? Toate sunt în viață la timpul lor. Da. Dar nu mă gândeam eu că o să ajung vreodată la așa ce. Mă eu gândeam... Nu știam că Big Brother 3 luni ține? Nu știam. Eu am impresia cu... Până să vin la Mireasă, nici n-aș știu că a existat emisiunea asta. Ești foarte serios? Da, pe bune, chiar n-aș știu. Gasoso. Atunci mi-l amintesc și acum, parcă... Doamne, și-a ținut? Au dar fost? Câte sezoane au fost? Nu știu, era și grande, lo grande fratello, era în Italia. Păi după... După grande fratello sau nu știu după ce format s-au luat ei și l-au adus în România, știi? Dar l-au adus în România un an să le trăiască. Care mă un an? Că asta e un an, Mireasa. Păi, nu, la Mireasă mă refer. La a adus aici, în România, au băgat Mireasă să țină da, o veșnicie. Nu mai e, e în cartea recordurilor, că nu mai e în altă parte. Un reality show atât de, nu. De lung. Cel mai lung. Un an. Mai e un pic și-a trecut. Un an, frate! Doamne, un an! Și am impresia cu toate lucrurile pe care le-am stat acasă sunt la fel. Când aud prietena mea e sărcinată. Aia nu știu ce m-a făcut, nu știu ce. Eu mă gândesc, când mă, când? Parcă ieri a fost. Un an de zile. Pamă, dacă ți se întâmplă într-un an. Nu mai știu aproape nimic, ce...
Când o să ies de aici, o să fie mai rușine decât, nu știu. Ha. O să mor de rușine, o să... Nu, da, dacă tu mor de rușine care nu ai făcut nimic nu, cu rușina. Nu, eu mor dar de... eu... Eu mor de rușine, nu știu, pur și simplu. Mică, spun ăștia că mi-e rușine, semne, nu știu cum. Mi-e rușine să ies la magazin, mă crezi? Că, nu știu ce le-am mai făcut, că sunt educatoarea, nu știu cum. Eu ți-o spune din Gina, ei, ei. Mai ales când nu e chiar așa. Când vin și de la iubitul tău, că vin de la X la Y, nu mă interesează chiar, mă. Dacă îmi spune și iubitul tău că ești așa și pe dincolo. Nici nu o să mai mă uit la emisiune. Ei, nu. Din urmă eu nu o să văd nicio emisiune, crede-mă. A, credeam că va fi sezonul viitor. Nu. Sezonul viitor, sezonul viitor o să fie și mai nebuneală, zic. Zic clar. Da. Pentru că ei au impresia că, mamă, vezi că cum au venit băieți, Andrei, Robert, băieți super, înțelegi, care mai care, toți care au fost, deci toți noi, niciunul mai presus sau mai prejos, fete, toate 15 frumoase, nu știu ce, normal că te uiți și, că înainte nu prea aveai curaj să vii, știi? Mm-hmm. Dar înainte nu luau chiar atât, nu știu, la... Înainte... Deci ai, dar ce mă, nu am eu să-mi găsesc afară, trebuie să mă duc acolo, adică ți se părea că, adică rușinos, adică de ce să mă duc, nu s-a terminat lumea afară și la mireasă? Să vezi sezonul următor ce se scrie. Asta e să vezi ce senzație o să fii, care mai tatuați, care mai de care mai clanța mai mare, gagici tunăriti, pa, nici nu vreau să mă gândesc, 90, 60, 90, serios să zic, nu o să mai fii că... O, înțelegi ce zic? A, fete, gen, că eu chiar am venit să mă mărit, așa, cu capul să fie, plecat. O să fie de nou. O să fie figuri, figuri aici. Ce nu ne-o ținut staff pe noi, dar ce nu o să-i țină pe ei? Nu pot să ia nici numai așa, că s-ar naiba gardul. Nu ai dar cum. Dar ce mă, m-au mai sărit toți și au fost la dristuri, la șaorma, știu puțin. Da, da, acum mai... Altceva. Hai mă, că și noi suntem așa ce că rebeli, da, ascultăm, știi? Facem noi gurm, da, ascultăm. Dar o să fii... Eu presimt eu că o să fii. Eu o să mă uit la început să văd. Băieți, pai, ce figură o să fii. Fete, toate, piți, alea, alea, aoleu. Bravo! Dacă aveți curaj, scrieți-vă. Cred că când o să audă din scrieri, trr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 
Și zici, dar ce, ia uite cum stau la povești. Li dă staful tot ce vrei, tot din nou acolo. Te pup, te drăgălești, te iubești. Și când o să intri, ești primești o să primești cadouri. Vad. O să zic și asta, dai seama. Și când o să intri, o să zici, cine m-a pus să vin? Îți dai seama că dacă sunt din deci astea care ies în cluburi, nu cred că le stai place. Stai pe canap, dar ce eu nu ieșeam și eu, uite, când am fost disperată să ies în club și când am făcut ieșirii staff în club, n-am mai știut. Și o să fie așa, știi, că... Nu, parcă am așa o viziune, știi, cum aveam ales dintr-o... Că te gândești, dar ce fac ei toată ziua, au două emisiuni. Cu pauze 3 ore, deci cu pauze 2, hai, nu știu, 2 jumătate. Stau pe canapea acolo să ceartă și după aia toată ziua bot în bot. Așa vedeam și eu, înțelegi? Mamă, gândeam un an de zile, stau aici cu băietul meu, nu mă deranjează nimeni, nu trebuie să plec nicăieri. Mm-hmm. Da. Da, când ești acasă te mai desparte, mai au treabă. Trebuie să mergi la servici, trebuie să-ți faci o treabă, trebuie, ai o întâlnire, ai nu, ai nu, nu mai putem întâlni, ai nu știu, așa, te cerți, de ce nu mi-ai răspuns, unde erai, ce făceai, bla bla bla, înțelegi? Aici. Aici zici că asta e bot în bot, mai mergi la o activitate, mai vezi un susținător. De asta în toate sezoanele nu prea au rămas mulți împreună. După sau? După.
Pe câți au rămas împreună din toate sezoanele? Păi și atunci tu de ce zici că după altă viață? Păi pentru unii mai bine, pentru unii nu. Păi dar în sezonul trecut au rămas mulți împreună. Mamă, deci Narcisa cu Victor pentru mine mi-au rămas echele. Când i-am văzut cât de bine se înțelegeau. Bilete, cine? Na-na-na și Narcisa și Victor. Ah, da. Na-na-na și ni-ni-ni și... Și a doua zi... Fai, când deci am mai... avut șoc, mi s-a făcut pielea găină. Păi nu, dar știu că își trimiteau bilețele și într-una. Dar din toate sezoanele... Dar nu s-a certat... Ei nu știu dacă s-au certat odată. Câte cupule au rămas împreună din toate sezoanele? Nu știu. Dar sezonul trecut au rămas și mai mulți. Trei sezonul trecut. Păi ai ce mulți. Da, totuși. Păi e Lorena cu George, da. Alin cu Andreea. Cristina cu Cosmin. Da. Trei. Și celălalt sezon? Da, de exemplu, la Cristina cu Cosmin nu mă așteptam. În sensul că afară nu mă așteptam, știi? Mie îmi plăcea de ea așa, cel puțin. Da, că era mai vulcanică. Da, nu... Și el era liniștit? Trrrr, trrrr. Mamă, sper că nu sunt și eu așa. Da, și ce cuplul au mai fost? Cornelia cu Dragoș nu mai sunt. Victor cu Narcisa nu mai sunt. Ce cupluri au mai fost? Da, a fost, dar la început a fost... cum îl cheamă? Din București. George din București cu... Mădălina. Ah, cred da, că nu mai sunt nici ei. Da, pe ei s-au despărțit înainte. Ah, și de fapt la început a fost Maricel și Lorena, dar după... Da, ei cu George. Da, mie nu-mi plăcea Maricel. Deci eu nu prea am văzut așa, dar am văzut... episodul ăla în care ea stătea acolo lângă zid și făcea lasă-mă, te rog, lasă-mă, pleacă de... Deci eu nu mă... Deci am uitat... Da, ea pe bune, deci că era disperată să mă lași, nu știu ce făcea. Și păi, el acum, stătea dar... acolo, pe ea nu o lăsa deloc. Dacă o teroriza, mă, frate. Chiar că o teroriza. Și mai și amenința că plătim, că nu știu ce. Exact. Dar e greu, a naibii să ai un cuplu în casă și după aia să desparți, Doamne. Afară când ieși, tu te duci în treaba ta, el în treaba lui. Așa, trei cupluri. După, în celălalt sezon, Dragoș cu Alexandra și Monica cu Ionuț. Asta? Da. Dragoș cu Alexandra nu a fost la început din împreună? Nu, Dragoș a fost cu Edina și Alexandra cu... Păi și cum a făcut rocada în casă, încă erau toți? Nu, a ieșit afară și Edina și Dragoș. Și după Dragoș a intrat pentru Alexandra. Dar și ei erau criticați că nu o iubești. Cred că ceva de genul. A, da, a putut să reintre. Uh-huh. Nu știu. Și Edina a intrat pentru... Adrian? Cred că. Pentru... Păi și cum? Și stăteau toți în casă și se vedeau acolo? Am mai văzut o fază. M-am uitat pe net. Dar nu mai știu, când au fost nebunii mari, atunci am auzit, când un tip era cu o tipă, tipa era virgină și știi că o dezvirginat-o cu piscări pe acolo, am văzut și-o intra maică-sa în telefon și când ai simțit, decât ce mi-ai așa fata și nu știu ce și nu știu cum, și eu stați doamne știte că o iau din nevastă, nu mai știu, dar în ce sezon a fost, o rămas împreună? Noră pentru mamă, da. Și sunt și acum împreună? Pe bune? Mamă, ce tare! Super tare! Păi și nu i-au descalificat? Păi cum se face asta? Păi nu, nu s-a dezbrăcat, nu? Păi i-au băgat... Erau piscări acolo în casa veche, nu? Nu știu, eu habar n-am, nu știu că nu m-am uitat la sezoanele astea. Chiar nu m-am uitat deloc, era doar sezoanele... Era în casa veche, acolo sus unde stăteam noi, unde făceam unghiile. Acolo era? Nu știu. A, înseamnă că zici de altcineva. Nu știu dacă... Deci, mă, Stelea, că casa asta veche ne-a prins sezonul trecut și pe noi, atât? Păi da, în fiecare sezon se schimbă. Nu știu, era oricum știu faze, era un covor albastru, ceva, nu știu. Era un tiș pe jos. Da, înseamnă că... Pe lângă o scară. Și arăta așa imagini, cum știi? Știi cum arată când unul ne arată? Da. Vorbeam mai exact la telefon și arăta așa imagini în slow motion cu ei pe jos. Sărutau, nu știu. Și i-a dat convorbirea când vorbea el cu ea.
Și a zis că vreau să bag mâna sau nu știu ce. Ceva de genul și după aia... Da, nu știu că a cred că a fost de mai multe ori. Nu știu, dar cred că la un sezon s-a și întâmplat, nu știu, nu mai știu. Nu știu, că nu prea... Nu știu dacă sunt împreună și acum. Ce? Zic, dacă nu mai știi de unde știi că sunt și acum împreună. Dar nu știu dacă era vorba, că și la ei a fost ceva de genul, dar nu știu dacă... Era... Nu a venit cumva și când a împlinit antena 1-20 de ani? Nu știu, eu nu am dat niciun sezon decât la ăsta cu Lorena. Și la faza asta pe net, atâta, deci singura fază pe care am văzut. Ea era blondă? Ți-am zis, eu am văzut doar... De asta nu știu. A intrat maică-sa în telefon și... Ți-am era nebunie pe net. Ți-am zis, înseamnă că... Unde dădeai, găseai asta. Și o melodie, dacă vrei să o asculti pe YouTube, Barta, alături, nu știu cine a, așa, pe nu știu ce, la MPFM. Înseamnă că era vorba de altcineva. Nu mai știu cum era. Oricum, în 7 sezoane, câte cupluri au rămas împreună? Puține. Sezonul trecut cele mai multe. 3. N-a rest? Dar știu că a rămas împreună, dar nu știu în ce sezon. De sezonul trecut, stai, fată, Lorena cu George, Andreea cu Alin și... Cosmin Cristina. Ah. Da, măcar ei sunt căsătoriți, Cosmin Cristina deocamdată nu. Mm-hmm. Ori mai fi împreună? Mm-hmm. Ce tare. Da, a fost și atunci, când am plinit antena 1-20 de ani. Și zici, ce vrei să zici? Oricum se înțeleg. Da... Mai, nu știu ce sezon, dar la Noră pentru Mama, sigur, au rămas împreună. Alin și Ionuț. Cred că da. Și au și un copil de nu știu câți ani. Super tare. Oricum, mă, nu știi ce să crezi când am văzut-o și pe tipa asta blondă care a venit. Ah. Acolo. Hai de cap, mi-o mi se rupe inima. Da, când am văzut-o pe Elena, soț și-a găsit afară pe Alin. Bă, zici că frați, așa zici că sunt. Vezi? Se potrivesc, mă, nu și mă. Și a ajuns până în finală și a avut curaj să zică nu la nuntă. Și când a zis nu, a și lăsat-o. După s-au despărțit imediat. Eu nu știu faza, eu am auzit acum la 20 de ani la împlinirea antenei. Păi s-au certat. În marea finală. S-au certat în marea finală? Da, marea finală. Vedeți că Dumnezeu așa a vrut? Da. Păi a venit mama ei. Păi și dacă nu se certau, i-a ceda, nu? Păi stai să vezi cum a început. Ia, cum a fost a venit mama ei, știi cum vin toate familiile da. La așa? Și prima dată întreabă și familia ta și familia lui, știi dacă sunteți de acord. Da. Și mama ei a zis că eu zic că ar fi mai bine să se cunoască și afară. Dar până acum ce nu a zis? Nu, fata nu știa? Adică nu, ea îi promisase lui că se căsătorește, ceva de genul. Da, dar mama ei până atunci nu a zis așa. Pe mama mea, de exemplu, dacă spunea da, sunt de acord și în marea finală zicea nu. Adică trebuia să fie consecventă. Păi nu zic, știu, că n-am văzut sezonul dată. Să văd ce a zis. Așa, bine zi. Și a zis că ar fi mai bine să vă cunoaște și afară, nu știu ce. Ba, a început scandal atunci. Deci în direct, în finală... Vorbesc serios? Că ce? A stat atâta timp. Cine a zis el? Soacra... Soacră-sa. Ei cum ar veni, nu? Da. Adică ea o vroia, vezi? Da, da. Dar era finuță, mă, Maxim, finuță, Maxim. Și ce frumos vorbește. Da. Așa zi. Și... Că... Vezi, mă, dacă eram acasă, ziceam că e regizată toată faza, știi? Fix și... la nuntă. Da, la nuntă, știi? Și nu știu ce a fost, că nu am văzut chiar atât. Mă, uite, vezi, părerea mamei a contat atât de mult încât a făcut-o pe fată să se răzgândească. Fata da, fi... și oricum, până la urmă, el oricum după a lăsat, adică n-a mai vrut. Păi după ce a ieșit afară imediat. Păi poate s-a simțit rănit în orgoliu, cum a zis și Dragoș, dacă nu face acum anuntul cu mine, la revedere. Cum a zis Cornelie. Cornelia la adică... fel a zis, mă, băiatii, dar vreau să te cunosc și afară. N-am zis că ne despărțim, vreau doar să te cunosc și afară, ce nu înțelegi? Și a zis, nu, dacă nu ne căsătorim acum, la revedere. La revedere, da. Da, nu poți nici așa, sincer, acum. Dacă eu vreau să te cunosc afară.
Poate am eu, nu știu. Un dublu. Un dublu. Nimic acolo. Nu știu. Mi s-a părut ceva ciudat la tine. Vreau să te cunosc afară. Adică e ceva da, dacă da, până la urmă nu vrei să te cunosc afară și vrei să te căsătorești cu mine direct. Parcă ești tot, frate. Eu îți spun, Gina, cum păi, pe suflet. Eu mă gândesc că... Că eu am mai iubit, înțelegi? Doamne, ferește și din tot sufletul. Da, atât de proastă cum am fost în luna asta, n-am fost în 26 de ani. Parcă să mai aici e altceva. Măi, deci nu pot să-mi dau seama într-o lună ce-a putut să mi se întâmple atât de mult și de grau încât să plâng în hohote, încât să nu știu ce vreau. Nu mi-e bine nici așa, nici așa. Nu vreau nici să mă împac, nici... Deci dacă mă împac, oricum simt că... Aleluia, s-a dus piciorul pământul de sub picioare. Dacă nu mă împac, mi-e greu a naibii să-l văd cum trece prin fața mea, prin casă. Ți-e greu, normal că ți-e greu. Deci nu pot să-mi dau seama, înțelegi? Și am vorbit ani de zile, nu o lună. Ce putea să se întâmple, mă, într-o lună? Cred că și lumea asta. Nu, ca aici stai închis și e altceva. M-am atașat prea mult, adică probabil mi-am dorit prea mult și din cauza asta... Deci altceva, stai închis. Timp singură, știi? Afară când... ne mai vedem. Nu mai avem nicio treabă. Da, mă, da, ideea asta vreau să zic, că dacă eu, de exemplu, aș fi fost ok și aș fi ajuns în marea finală, știți că eu mă gândeam că stai să te cunoști afară. Păi, vezi, asta înseamnă. Da, da, uite, vezi, eu a fost de la început. La început a fost? Un an de zile au fost împreună? Un an sau ai intrat în februarie? Este că nu mai nu știu eu nimic. Băi, dar ea oricum era o finuță. Dar oricum și când se certau, nu știu, s-au certat de câteva ori, dar ea mergea la el așa, era așa ca și cum, știi, adică... Da, e așa finuță. Da. Mie nu-mi plăcea de el primul, Alin, că tot Alin am înțeles că îl chema. Ah. Dar tipul ăsta, care acum mi-i soțul ei, doamne, ce finuță. Alin din Craiova. Ce finuți sunt amândoi și cum o privea și cum vorbea, o mânca din privire. Păi și la mine o lună de zile de... Dar și am văzut pe internet, știi, am văzut că sunt împreună și... Dar cum vezi, a stat atâta timp și mama i-a zis... Eu zic că ar fi mai bine să... Vezi, nu i-a zis nu. Da, a zis, gândește-te, na, faci ce vrei, dar eu zic că ar fi mai bine să vă cunoașteți afară. Și vezi că a contat atât de mult încât ea s-a răzgândit? Da, și a zis că vreau să te cunoști afară. A, și, nu știu, era ciudat, adică era tot timpul mireasa săptămâni. Și în final n-a vrut să se mai căsătorească. Și era altceva la el, nu... A, la el? Și oricum, chiar nu, dacă se părea așa. Și chiar dacă se căsătorea, oricum nu câștigau. De ce? Păi a câștigat Sergiu cu Cristina. Păi dacă i-a fost tot timpul mireasă, de ce au câștigat? În final n-a mai ieșit. Doamne ferește. Oricum... La un moment dat, nu, a fost și Cristina, iar mireasa săptămâni, știi? Dar la final, după, spre sfârșit, a fost... Dar s-au despărțit, Cristina și Sergiu. Au stat și ei 2 ani împreună, după ce s-a terminat competiția. Dar nici în sezonul ăla nu s-a căsătorit nimeni. Dar a mai rămas cineva împreună? Cu cred că tot s-au despărțit. Mai mult, cu atât îmi dau seama că am 26 de ani degeaba. Dar cred că toți s-au despărțit în sezonul ăla. Nu cred că a mai rămas nimeni împreună. Sau? Nu. A rămas... Cine a fost în sezonul ăla? Că nu mai știu, îți dai seama. Eu dacă nu prea am urmărit, n-am... Băi, deci au trecut... A, ba da, au rămas împreună Ioan și cu... Dar are mama aia frumoasă. El. Care a venit la noi? Da. Mamă, tipa aia tânără, de ce are un corp de 20 de ani? Da. Vai de capul meu cum arată femeia aia. Da. Mama lui. Vai de capul meu cum arată. Eu s-am o soacră ca aia. Deci m-aș întreține numai de frică. Știi? Cum poate soacră mea să arate mai bine ca mine? Adică ți-ar da o motivație, știi? Nu de invidii sau așa. Da. Nu ți-ai permite tu la 20 de ani să arăți mai rău decât soacră ta la 50. Da. Serios acum? Ei doi au rămas împreună. În sezonul ăla au fost. Ioan păi și vezi, cu... Păi vezi, fata, un an de zi și la mine o lună de zile, parcă...
Deci, nu știu, luna asta parcă s-a dilatat în halul ăsta de parcă am trăit, nu o lună, parcă am trăit 10. Eu nu pot să dau seama când s-au întâmplat atâtea lucruri într-o lună. O lună, Gina, o lună, Doamne, iartă-mă. E o singură lună. Și... Dar oricum îți dai seama și cei care au rămas împreună, oricum o să aibă amintiri frumoase. Pentru că... Pot să-mi dau seama. Ce s-a întâmplat? De ce am ajuns? Nu știu dacă au intrat în... Nu știu dacă... În februarie de... Fata blondă, că iar am uitat. Elena? Elena, așa. Și dacă a intrat în februarie sau de la început, chiar nu mai știu. Dacă știi cum e, când intri din februarie și ești mireasa săptămânii în fiecare... Așa e cam dubios, așa nu prea aș avea încredere. Știi? Eu măcar n-am fost. Până să am putut. Nici nu credeam că voi fi, chiar nu credeam. Când am de pe locul 6 să ajungi pe locul 1, e destul de mult. Și nu credeam pentru că n-am... Ce locul 6? Că era... Că era Raimond, Constantina, Andrei, Cristina, Marianita cu Laurențiu. Eu... Cu Marianita eram ba ea în fața mea, ba eu în spate. În ultimul timp, tot timpul Marianita a fost în față. A fost Marianita, nu știu. Dar nu m-am așteptat. Asta e. Oricum, mulțumesc că au crezut în noi, știi? Da, mă, la început era... Și pozile, eu când mă uit la poze, parcă nici nu-mi vine să cred cum eram și cum suntem acum, știi? Nu știu ce s-a schimbat atât de mult. Vezi, ce poți? Nu știu. Să ai o relație, să fii ca într-un vis și afară când e să fii un coșmar. Îți dai seama cum ar fi? Asta ar fi. Eu mai degrabă aș prefera să fii invers, dar nu mai ai tăria să mai poți crezi, nu mai poți să treci, nu mai crezi, nu mai... Să zici că na, să te cerți aici și afară să... Dar n-ai cum, eu nu... Dacă te cerți aici, te cerți și afară. Păi asta zic, noi, eu nu cred că vai afară, nu te mai... Păi afară sunt atâția factori care te fac să te cerți. Un simplu telefon te poate face să... Merg la lucru. Merg la lucru și după îmi spune... Da, trebuia să vii mai repede, ai întârziat o jumătate de oră. Unde ai rămas? Hai de capul meu. Taci, nu numai la lucru. Oriunde. La piață, la pâine, cu cine te-ai întâlnit, ce ai făcut, te-au văzut, nu știu care că vorbe. Și știi care e faza? Eu, de exemplu, de multe ori când mergeam, eu sunt așa mai popular, vorbesc cu toată lumea, cunosc o grămadă de lume, nu îmi dădeam seama, mă întâlneam cu cineva și vorbeam 5 minute și fix atunci mă vedea altcineva, știi? Și îl suna, că mamă, că vorbești Oana cu nu știu cine. Ajungeam acasă, mă întâlneam, dar cu cine ai vorbit? Nu știu. Mamă, atât îmi bea asta. Că ce, că nu știu. Păi, dar mai dai importanță să faci listă, frate, cu cine te-ai întâlnit, cu cine ai vorbit. Mamă, că atâta. Sau mă duceam în oraș. Aiurea. Să-mi cumpăr ceva, știi? Ceva de îmbrăcat, ceva. Nu-mi plăcea nimic. Eu la momente... Bine, nu putea să meargă cu mic. Mi-mi place când merg la cumpărături să merg cu iubitul. Nu putea să meargă. Era la serviciu. Eu, dacă am program 8-12, îți dai seama, am toată ziua la dispoziție. Și, pam, dar stăteam o grămadă din oraș și 6 ore și nu luam nimic. Cum ai stat 6 ore și nu ți-ai cumpărat nici măcar o pereche de șosete? Nu cred, făcea putere. Dar cheltui așa banii de dragul de a cheltui, dacă nu mi-a plăcut nimic. Stai seama, mai ales că, mamă, mai ales că merg în mall, mă cunoaște o grămadă de lume. Dacă am lucrat acolo, mă întâlnești cu ei și cu ei, de acum nu mai zic, o să mă stau la povești o grămadă, mă întreabă dacă e pe bunii, dacă nu e, ce s-a întâmplat. Povestește-mi de ăla. Prima întrebare asta e, dacă e pe bune. Toată mi-am întrebat aceeași lucru. Dacă și eu aș fi făcut la fel. Și e normal că... Deci dar la un moment dat eu credeam că îi pune să se certe. Că am văzut... Că eu la un moment dat când am văzut conflictul cu Alin, când a sărit în sezonul trecut, nu știu, a sărit așa mai, nu știu cum,
Mi s-a părut ceva, adică nu-l văzusem niciodată. Băi, eu când vedeam că nu-mi venea să cred. Dragoș, tot timpul. Trimit eu de acasă. Dar dă un col de roșii, frate, eu roșii am urât. Dar era așa amuzant, deci eu, dar fără Dragoș nu mă mai inviteau la un sezon. Și făcea doamna Ștefana. De am făcut mâncare, i-am făcut nu știu ce, cum de... Era... Zică, măi, Dragoș, băi, dar dacă... Dar el era amuzant, frate, eu dădeam și două roșii. Mamă, dar vezi cum a fost când ai intrat și cum e acum? Prin ce trec acum, nu credeam că o să trec niciodată. Acum e diferit, vezi cum ai intrat. Doamne, da, mi-am înseamnă te de Florin când ai intrat. Cine este? Doamne, da, acum mă cheamă din Severin. Ce nebun era. Madalina. Madalina? Madalina din Severin. Care? De la ea. Odată a fost o doamna Mirela. Care mă, care a fost cu George? Da, exact. Da. Tu să scurt. Da. Da. Ce nebunatică era chiar. Era comică rău de tot. Te prăpădeai de râs. Tu ce ai ea? Da, pus o să... Fie ca și cum face duplexul, știi, cu știrile. Doamne, ce caragă să mănânce. Face, hai, hai, mă repede. Și doamna mea, 10, 9. Și era un moment dat, rămânea așa. Păi trebuie să vorbești, producătorul se numără în cască, tu trebuie să vorbești. Doamne. Da, Steliana. Ai din capul meu. Că-s inerva Steliana. N-a țipat odată, am văzut și eu. Da, faza aia cu te iubesc și cu îl iubesc a fost te iubesc toată ziua. Nu? Că nu faci așa, te fustăcești și bla bla. Dar acum zic că era în păcată cu el. Când... Cu Emila ei. Da, dar la un moment dat cum făceau... Tu la mănăstire. Da, mă, da, vorbea urât serios pentru o fată. Ce să zic, asta e. Mai... Da. Eu se mai cu... întâmplă și la case mai mari. Cu Madalina. Când auzeam pe Madalina, nu mai puteam, deci... M-am uitat și eu la emisiuni din... Din urmă, așa și... Super tare. Madalina, dacă era în locul meu, ar fi spus, da, doamne Mirela, i-am luat sucuri, dacă i-am luat sucuri, am băut. Și acum ce vrei? Ce am luat suc, lasă-mă în pace. Da, ea chiar e, deci chiar. În sezonul ăsta a fost cineva? Păi, cum o cheamă? Laura. De Severin? Da. Da, dar Madalina nu vorbea cu Fusei Făcui. Da, dar cred că ea e puțin de lângă Severin. Nu vorbea ea că a mai fost și plecat în străinătate și de asta. Doamne, da, deci Madalina era maximă. De erau și ele la început. Toate. Da. Erau pisicuțele. Pisicuțele, da. Lorena. Cu Lorena, Andreea, Cornelia. Nu, Andreea nu era. Andreea era cu... Au fost mai la început și ele. Erau, dar nu chiar așa apropiate. Cele mai apropiate erau Lorena, Madalina și Cornelia. Și Andreea era apropiată de cealaltă fată. De... Din București. Dar nu mai știu cum o cheamă. Da, dar au ieșit după aceea. A ieșit imediat. Ați văzut că au rezistat, mă, prieteniile. Cristina cu Ștefania chiar au fost prieteni, păi prieteni. Da. Ele, da. Bravo lor, frate. Bravo lor. Dar ai văzut că la final a fost și Lorena cu Cristina, chiar... Da. S-a înțeles.
Și la început nu erau. Ștefania cu creația proprie și așa. A, da! Știi? Da, știu. Că m-am uitat, chiar m-am uitat. M-am uitat așa cum s-au prezentat la casting, știi? Ce schimbare, mă, așa o fi și la mine. Ce? Schimbare așa majoră de la coborâtul scărilor și la casting și la... Cred că da, plecat, pentru tot. Doamne, un an de zile. Pe când le-a arătat piele și pe băieți, parcă trecuseră cinci. Pe așa schimbate. La noi cea mai schimbat e Mariana. Mm. Deci Mariana e... Și Constantina. Și Constantina. Dar în rest nu mi se par schimbat. Nici eu nu mă văd schimbat. Nu mai știu cum era. Mă gândesc. Dă-i seama, dar nu mult. Mariana e schimbată mult. Bă, dar Mariana e frumoasă foc, mă. S-a schimbat. S-a maturizat așa, nu știu cum. Și-a schimbat parcă și comportamentul, că la un moment dat era irascibil, era vulcanic, nu-mi plăcea, știi? Deci ce ceva imediat să rea. Acum parcă e mai ok, mă, mai ok. Te schimbă competiția asta. Și văd de treaba lor acum, știi? Să ai un cuplu aici, să-ți vezi de treaba ta, ești cel mai fericit. Doamne ferește. Mă, să-mi iau o farfurie. Cu ce? Să-mi pun tortă. Păi mai stai mult că vreau să intru în casă cu patru. Hai, ia-ți și mănâncă și hai că nu mai mănânc, hai să mergem în casă. Tocmai bine, nu mai mănânc nimic. Să mai mă îngraș. Mă gândesc că poate mai... Poate mă mai trezesc dimineața. Au, dar ce-am călcat? Thank you.